Bună ziua, dragii mei și bine v-am găsit. Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare ca de fiecare dată, dragii mei, pentru a vedea care este energia, ce se mai întâmplă cu cealaltă persoană de interes din gândul dumneavoastră, ce mai pune la cale, dacă vor mai fi alte de minte sau pur și simplu dacă vor fi, să spunem, finaluri diferite sau cei care sunt certați, supărați și blocați, dragii mei, dacă veți mai comunica și veți merge mai departe într-o formă sau alta. Haideți să vedem toate aceste lucruri minunate pe care doar, doar tarotul ni le poate oferi, pentru că este o artă atât de faină și dă niște orientări atât de drăguțe și atât de bune, dragii mei, pentru viața noastră, pentru a ști pur și simplu cum să facem mai departe. Vom începe cu oracolul unicornului, după care vom continua cu tarotul Rider White. Ride. Haideți să vedem ce ne până astăzi unicornica mesaje, ca energie pentru dumneavoastră, pentru cei care mă ascultați. Mulțumesc frumos tuturor, dragii mei, pentru gândurile bune, pentru cuvintele frumoase, pentru complimentele pe care mi le trimiteți. Vă iubesc mult de tot și... Credeți-mă că dacă aș avea timp să vă răspund la fiecare, v-aș trimite cel puțin aceleași gânduri bune, dacă nu și mai mult. Mulțumesc frumos pentru toate aprecierile și mă bucur că sunteți lângă mine pentru că, datorită dumneavoastră, pot să-mi această muncă minunată, această artă, să spunem, pe care Dumnezeu mi-a lăsat-o. Haideți să vedem ce fac aceste energii, ce vor să ne zică astăzi. Cei care doriți etaleri personale, private, dragii mei, aveți aici telefonul pe măsuță și în descrierea acestui video e mail și telefonul. Oricând puteți trimite un mesaj de WhatsApp sau telefon sau ce doriți dumneavoastră ca să luăm legătura în măsura în care aveți nevoie. Bun, am mai sărit o carticică și să știți că mai scoatem una și gata. Trebuie să fie trei, așa că voi scoate una la alegere. Bun, iubiții mei, haideți să vedem ce ne spune astăzi energiile din unicorn, da? Deci avem acest oracol al unicornilor care evident are niște mesaje extraordinar de frumoase pentru sufletele dumneavoastră. Drăguților, fluiditatea, fluiditatea uh, e acea energie în care dumneavoastră trebuie să intrați pentru că simt aici că mulți ați avut o perioadă în care n a știut încotro solați, sau ați trăit într o perioadă mai mult sau mai puțin de haos. Când zic haos, dragii mei, nu înseamnă că v-ați pierdut pe stradă, ci din potrivă, încercați să vă aliniați viața, încercați să descoperiți toate lucrurile care să vă aducă liniștea personală. Liniștea personală, fie ea interioară, fie ea în domeniul casei, serviciului copiilor, a relațiilor personale, pentru că simt aici că vă doriți cu adevărat ca ceva să meargă de la sine, să nu mai existe piedici și blocaje. Sunteți sătui de acele uh, salturi, exact ca la o, o cursă, iertați-mă, de căluți pe hipodrom, din care dumneavoastră trebuie să treceți în ultima perioadă și vreți o perioadă de liniște. Cu toate astea sunt încă multe lucruri pe care le aveți de descoperit și credeți-mă, dragii mei, că veți găsi soluția, pentru că în final apare aici și simbolul acesta al lunii, care înseamnă lucruri oculte, secrete, lucruri care nu au ieșit la suprafață sau pur și simplu acea energie debordantă a mareelor atunci când ceva trebuie să se schimbe, într-adevăr, în interiorul dumneavoastră, în mod deosebit. Exact cum am spus în alte etalări, dacă ne schimbăm noi, dragii mei, și schimbăm interiorul, automat exteriorul va căpăta și el o altă formă. Trebuie să scăpăm de pattern trebuie să scăpăm de lucrurile cu care am fost obișnuiți de mici, pentru că multe din lucrurile pe care le-am învățat de mici, dragii mei, din păcate nu sunt cele care ne ajută astăzi, pentru că observați noastră cum s-a modificat toată planeta, toate energiile, toată lumea și sunt multe chestii care trebuie să lăsate în urmă, trebuie să vă aliniați la noi norme de viață, la noi să spunem structuri în care dumneavoastră să funcționați bine și să mergeți mai departe. Sunt convinsă că vă simțiți pur și simplu că v-ați deșteptat, pentru că foarte multe persoane dragii mei, între anul trecut, între bivolul de metal și anul acesta aipurile de apă, sunt niște schimbări fenomenale la nivel intuitiv, la nivel mental. O să descoperiți marea preoteasă din dumneavoastră foarte mulți, deschiderea la al treilea ochi și toate celelalte lucruri care țin de astral și de această, să spunem, involucrare interioară pe care până acum n-ați simțit-o, da? Poate până acum nu ați simțit anumite lucruri cu vocea interioară, nu vedeați atât de bine și de clar lucrurile, nu simțeați oamenii atât de mult, da? Deci lucrurile astea se deschid spre dumneavoastră total. Mergem cu a doua energie, drăguților, și avem aici nimic altceva decât direcția, da? Dar direcția nu înseamnă un drum drept, direcția nu înseamnă neapărat să vă luați după oameni și după lucruri. Direcția este acea traiectorie pe care dumneavoastră trebuie să vă trasați, pentru că fie care știm pe unde putem merge mai bine. Poate unii mergem pe rotile, poate unii mergem cu picioarele, poate unii mergem călare. Pur și simplu sunt niște metafore, pentru că simt aici că în fiecare energie a dumneavoastră trebuie să vă adaptați la ceva nou. Important este că aveți direcția înainte, nu mai există înapoi, nu vă mai întoarceți în trecut și acest lucru vă va aduce foarte multe rezultate pozitive. Drăguților, ultima și nu cea din urmă și destul de dificilă a spune eu este că sunteți la o răscruce de drumuri și va trebui să faceți niște alegeri. Nu toate alegerile în viața asta sunt, din păcate, fericite. Nu toate alegerile ne pot aduce bucurii. Dar cel mai important este să învățați să vă iubiți pe dumneavoastră și să nu mai lăsați pe nimeni să intre cu cizmele în sufletele dumneavoastră, să vă dicteze ce aveți de făcut, să vă ordeneze, să vă... Uh ordeneze, nu știu dacă zis bine, nu, să, să pun o ordine absurdă în viața noastră, să, să spunem așa, și pur și simplu să faceți dumneavoastră ceea ce știți mai bine. Pentru că, în fond, sunteți niște oameni cu foarte multă experiență, foarte inteligenți, care au nevoie de ghidare, nu de cineva care se împingă de la spate, da? Uh, chestia asta cu forțatul, dragii mei, am mai spus-o și în alte etaleri, nu este ceva foarte ok. Pentru că fiecare vedeți dumneavoastră ca și pe o tablă de șah, ne mutăm atunci când ne vedem amenințată regina, da? Ne mutăm dintr-un loc în altul sau facem schimbări în viața noastră când ne vedem acea uh, bucurie interioară amenințată, acea liniște, acea pace, acel fel de a fi care până acum pe noi ne-a făcut fericiți, da? Este clar că trebuie să schimbați ceva și să alegeți ceva, dar credeți-mă că va fi o alegere fericită. gândiți vă bine, pas cu pas, puneți-vă un plan în acțiune, este bine să facem mici planuri, dragii mei, nu pe 100 de ani, ci pe următoarea perioadă, pentru că așa ne organizăm mai bine. Știți cum e? La război soldețelul merge pregătit. Ok, iubiții mei. Deci astea au fost energiile. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Care sunt mesajele? Vom vedea în profunzime un pic ce este cu persoana asta la care vă gândiți. Ce mai pune la cale? Ce mai face? Ce mai zice? Ce se va mai întâmpla? Sunt lucruri pe care trebuie să le aflăm aici împreună, dragii mei. Și exact asta vom face. Bun, haideți să vedem, să nu mai stăm pe gânduri, să scoatem cărticele ca de obicei, dragii mei. Ca semne am pești, scorpion, gemen, vărsător, fecioară, dragii mei, din nou capricorn, balanță, scorpion, iarăși pești. Avem aici și rac, capricorn, pești din nou și cam atât. Bun, Haideți să le vedem mai bine. Am să mișc un pic, dacă îmi permiteți. Așa, să știți că văd aici destul de multe săbi, dar în același timp este o etalare foarte echilibrată. Avem și carcane ca și sufletele majore, sufletele gemene avem și moartea, dragii mei, avem și ermitul. Haideți să vedem în funcție de cum le vom interpreta, ce vor ele să vă spună, pentru că mesajele, drăguților, sunt pentru dumneavoastră și doar pentru dumneavoastră. Eu doar le interpretez prin gura mea, vorbește adevărul tarătului astăzi, să vedem ce avem de aflat. Eu cred așa că dumneavoastră ați plecat aici dintr-o situație destul de urâtă. Da? Încep cu un șase de săbi și cu un șapte de cupe. Cineva aici va a creat o iluzie, va a creat o viață extraordinar de frumoasă sau va a pictat în culori un tablou de la distanță, care atunci când v-ați apropiat, ați văzut că era o smângăleală pe perete, da? metaforii vorbind. Cred aici că v-a vândut un Picasso cu, de fapt, a vândut, iertați-mă, o smângăleală cu un preț de Picasso, da? ca să spunem așa. Simt aici că v-a descris o viață fantastică, v-ați gândiți și v-ați bazat că omul acesta va face ce spune. Ați crezut în cuvintele lui, în faptele lui și ați dat tot ce a fost mai bun din dumneavoastră. Vedeți noastră, mulți aici vreți să lăsați acest trecut dureros în spate pentru că cineva va a greșit foarte tare în trecut. Simt aici urmele astea adânci pentru că vine și cu 10 de spade și cu regina de spade. Regina de spade care vine exact ca în, în povestioara aceea cu moțoc care se ridică și taie toate capetele, da? Deci cred aici că a trăit acel moment, dragii mei, de foarte multă dragoste la începuturi, de foarte multă iluzie și ce e mai rău în lumea asta decât să faci o promisiune și să dai iluzii unui suflet nevinovat, unui suflet bun, unui suflet frumos, cum sunteți dumneavoastră. Era vorba aceea... Uh, omul rău ca omul rău, dar când faci rău unui om bun, ferește-te de el, da? Deci eu asta simt că nu ați fost aici provocați, dragii mei, la maxim. La maxim, când vine 10 de spade, e că mai jos de atâta nu ați fi putut să ajungeți din cauza dezamăgirilor legate de această persoană. Și care a fost cauza? Iată, nu ați fost singuri în această relație, mulți au apărut mai mulți pe parcurs sau cineva aici a făcut multe compromisuri și nu va recomp recompensa pe dumneavoastră, iertați-mă, cu, aceea, cu acea fericire pe care v-a promis-o. Ori s-a implicat superficial, ori din start a fost în două luntre, ori pur și simplu această persoană te-a făcut să speri că te va alege, că veți fi bine și că va fi doar al tău sau doar a ta. E clar aici că toate aceste lucruri uh, s-au terminat cu dezamăgire și refuz s-a luat o decizie total greșită pe care, evident, ți-a aruncat toții ție și te-a lăsat în lacrimi. Cunoscând acest om, dragii mei, văd aici că v-ați cam pierdut încrederea în dragostea adevărată pentru că dumneavoastră ați avut sentimentul că sunteți trădați ca niciodată înainte și că sunteți folosiți unii poate și nu știți dacă omul acesta doar l-ați întâlnit într-o perioadă critică din viața noastră în care trebuia să învățați ceva sau chiar vă era o, o, o binecuvântare sau, cum să vă zic, veniți aici într-un plan sau altul ca să vă ajute, ca să fie acea fericire care părea la început. Iubiții mei, după triunghi amoros avem aici sufletele pereche. Din păcate, această persoană va iubit sau vă iubește foarte tare, dar nu știu să gestioneze de niciun fel plecarea din viața dumneavoastră, alegerile pe care a trebuit să le facă și încurcăturile pe care le-a lăsat cu altă familie, cu copiii sau cu daturile pe care le avea în altă direcție. Poate mulți aici au și iubit banii, v-au lăsat pe locul 2 și atunci, în momentul acela, vi s-a părut clar că acest om dintr-o dată, din acel om bun și uh, plin de, plin de tandrețe, să spunem, pe care l-ați cunoscut, dragi mei, s-a transformat într-un om dur, plin de el, foarte controlator și foarte dominator, care, cum se zic, într-o formă sau alta, a încercat să se poarte urât cu tine doar ca să scape el, cum se spune, cu blana curată, da? Pentru că, Simt că forma cu care el s-a purtat, de fapt, cu cei din jur și cu dumneavoastră, ascundea de fapt o mare frică, o mare teroare pe care omul ăsta a trăit-o, poate nu se vedea lângă tine, poate nu putea să-ți facă față, poate nu avea suficient bani să înceapă o viață de la zero, s-au spus atât de multe minciuni încât s-a încurcat în propria mreajă. Ați văzut cum moare peștele când se zbate în mreje și nu apucă pescarii să-l scoată. Am senzația aceea de om care s-a înnecat singur și care și-a tăiat craca de sub picioare la propriu. Eu cred că, deși de desubătea o inimă pentru dumneavoastră, pentru că e clar că această persoană simte aici că te gândește sau se gândește de la distanță. Pentru că odată cu această plecare, dragii mei, și cu ermitul, să știți că ermitul este o introspectivă, deci este ceva în interiorul dumneavoastră în care v-ați retras, căutați soluții și vreți să vedeți ce aveți de făcut. Nu știu de ce simt că este și energia persoanei dumneavoastră, pentru că, dragii mei, în orice relație din viața asta există o dublă reprezentare, o oglindă, da? Vrem, nu vrem în cel din fața noastră, în cel pe care ne-l apropiem, avem chestii în comun, bune sau rele, dar le avem. Eu simt de aici că această persoană și cu tine a fost ca două pietre trari, dar îl văd acum parcă așteaptă din partea ta, nu știu, să-i răspunzi la ceva, să-i scrii, să-l cauți. Cred că mulți aici v-ați certa pe niște uh, nimicuri la un moment dat, dar care au explodat ca acea cirașă de pe tort. Deci ceva s-a acumulat, s-a acumulat și au existat conflicte care în final au explodat. Sunt discuții poate pe care le-ați avut pentru că niște secrete au ieșit la iveală. Acest om n știu să spună adevărul, n-a știut să-ți explice pentru ce a schimbat cursul poveștii dintre voi. Și dumneavoastră ați fost sigur de omul ăsta, parcă mulți aici vă și văd, ați băgat mâna în foc până v-ați ars, dragii mei. Deci până la proba contrarie ați crezut în acest om până la Dumnezeu. Sim că se simte singur în doi acest om. Ce se întâmplă? E clar că aici, dragii mei, mulți sunteți la o distanță. Mulți lucrați sau vă aruncați în muncă ca să nu mai simțiți durerea. Mulți aici parcă s-au întors la o familie încercând să-și nece amarul acolo sau într-un pahar de vin sau e cineva care a vrut într-o formă sau alta să se ascunde de tine sau să-și ascunde iubirea care o simte pentru că a văzut că nu poate să mai meargă înainte foarte multă lașitate, să știți ceea ce simt în această etalare și foarte multă rușine pe care omul ăsta o simte pentru ce a făcut, ce ți-a făcut și cum s-a purtat, dar nu știe pe unde să mai scoată pisica. Eu nu îl văd fericit, dragii mei, pentru că cred că n amândoi se dau astăzi niște lupte interioare în care amândoi vă reproșați ce se întâmplă? Ce am făcut bine? De ce n-a fost bine? Ce i-am spus? Ce trebuia să fac? Oare dacă data viitoare fac asta, va ieși ceva mai bun sau nu? E clar că omul ăsta nu are o viață de care să fie mulțumit a avut ceva de rezolvat, are destui nervi în momentul ăsta, ceva în macină, dragii mei, pentru că simt aici și foarte multă manipulare de către o altă persoană la care s-a dus, mai ales cei care sunteți în trio, pentru că știți cum e, l-a costat să vă arate cel durea, aparența aceea care întotdeauna a vrut să o salveze sau imagina că către alți oameni, o familie sau poate serviciul său. Niciodată n-a vrut să recunoască probabil că este involucrat într-o altă relație sau care o amantă sau care un amant sau că cei care pur și simplu sunteți căsătoriți, dragii mei, ați avut o altă persoană la care să ține. De ce? Ați încercat mulți aici sau poate și ei să-și conserve acea idee de familie, de dragul la copii, la situația stabilă pe care vă oferea partenerul, deși iubeați o altă persoană. Nu este nimeni aici care să ridice piatra. Din potrivă, eu cred că multe persoane dintre cei pe care îi simțiți în momentul ăsta și vă gândiți la ei, se simt învinși, dragii mei, de această situație, se simt la pământ, se simt trădați și văd că viața nu e atât de frumoasă cum și-au imaginat-o fără voi. E clar că lucrurile nu s-au terminat pentru că o mare schimbare, dragii mei, intervine și între unul și între celălalt. E o mare distanță fizică pentru mulți, poate sunteți mutați în alte case, pur și simplu nu vreți să mai stați împreună sau ați plecat în altă țară sau pur și simplu emoțional cineva aici nu vrea să se mai apropie. Dar persoana asta este cu ochii pe dumneavoastră și dumneavoastră cu ochii pe el sau într-o formă sau alta pe sociale, mai știți câte ceva unul de celălalt și încercați prin toate mijloacele prieteni comuni, persoane care pleacă, familia lui, telefon, etc. să aflați ce se întâmplă. Pentru că încă vă urmărește gândul acela de a repara ceva, parcă nu sunteți împăcați și simțiți că aici încă mai e mult de făcut și de povestit. Mă refer între dumneavoastră și acest om. Cu toate astea, există foarte multă gelozie din partea cuiva sau poate gelozia asta este ceea ce a omorât relația dumneavoastră. Pentru că unul sau altul se simțea gelos pe un alt partener, pe o altă persoană sau pur și simplu pe persoana aceasta cu care dumneavoastră a stat și care tot timpul a fost într-o competiție totală cu succesele dumneavoastră, cu ce ați realizat sau s-a simțit inferior de multe ori și atunci știți cum e, de la inferioritate, dragii mei, calul dă cu piciorul. Ce pot să mai spun este că mulți aici poate cred că nici nu-l mai iubiți sau nu vă mai iubiți sau nu-l mai așteptați sau că pur și simplu l-ați gonit voi din viața dumneavoastră. Simt că omul ăsta are foarte multe ezitări exact cum am spus, această lașitate de a nu lăsa zona lui de confort sau o altă parteneră, o altă pereche care nu erai tu, este ceea ce îl costă astăzi toate aceste gânduri negative, dragii mei, pentru că văd într-o formă sau alta că ar vrea să se simtă mulțumit de cât de multe a făcut, dar la cum se simte și cum se vede, dorește să facă o lumină cu tine și să repare niște lucruri care până acum poate n-a găsit momentul potrivit pentru ele. Vă spun sincer că deși sunteți aici într-o stare de la luptă și cum vine să-i tăiați capul și cum vine să-i mai spuneți trei vorbe rele și v-ați arunca poate cu de multe lucruri unul cu celălalt. Simt totuși că această persoană nu trește o propunere, dragii mei, pentru amândoi. Ar vrea aici, într-o formă sau alta, să vă dea acea siguranță a unei familii pe care n-a avut curaj să o facă înainte, dar nu-și găsește curajul. Văd că la ultima înfruntare chiar au existat cuvinte grele sau cineva a spus cuiva, du-te-mă pe drumul tău, nu te mai vreau, nu ne potrivim, lasă-mă în pace sau lasă-mă să plec. Da, E mai bine așa pentru amândoi, deși era conștient că nimic nu era bine fără unul, unul fără celălalt. Nu era nimic ok să vă despărțiți, dar știți cum e, între ambiție și între influențele celorlalți, această persoană vă încercă a lăsat ceva în urmă din cauza tuturor acestor lucruri negative, da? E clar că această aglomerație în viața dumneavoastră în care a mai intrat și altcineva sau exista cineva în viața acestui om e ceea ce pe tine te-a făcut să dai un pas în spate, să închizi ușa cu vorul și să nu mai vrei să știi de moment nimic de el sau de ea. E clar că această persoană nu povestise totuși și multe lucruri le-a auzit pe parcurs sau le-a făcut pe parcurs și ți-au dat niște dureri de cap incredibile, dacă Ca să nu mai spun lacrimile de la început și acel 10 de spate, dragii mei, din care se pare că puțin nu ați ieșit încă, încet, încet, vă reparați, vă rezolvați problemele interioare, văd aici că vă vindecați, poate mergeți la terapie, poate pur și simplu v-ați găsit, nu știu, un prieten, un maestru, un psiholog de egal, fiecare cu ceea ce vreți să apelați. Că vă apropiați de Dumnezeu minunat, stat într-o biserică și rugăciunile sunt extraordinar de pozitive, vorbitul cu îngerii, tot ce aveți dumneavoastră nevoie. Reparați-vă, iubiții mei, pentru că dacă nu ați să sunteți bine, mai spun o dată, totul va fi bine. Ce văd? Este că totuși încrederea aceasta n-a murit de tot în sufletul dumneavoastră. Deși s-a dus barca la fund, cum se spune, și mi-a stat cât ați putut de această relație, omul acesta a darbit cu fugiții, dar nu mai stă prea mult la distanță, dragii mei. Văd aici că deși s-a comparat poate cu parteneri din trecut sau are o stimă personală foarte scăzută, credeți-mă că știe că așa cum l-ai iubit tu, nu l-a iubit nimeni și așa cum îl iubești tu, deși o să spui nu, nu, eu nu mai simt mare lucru, nu îl va iubi nimeni nici acum. E clar că ați avut o compatibilitate extraordinară, o telepatie, cum am spus dragii mei, suflete perechi sau flăcări gemene, dar acestei persoane i-a fost teamă să se compromită cu tine. Știa că n-a avut ce să spună pe masă, ce să-ți ofere cu adevărat, a avut teama că va fi părăsit din ambele părți, că va pierde legătura cu copiii, că va pierde niște bani și atunci a sacrificat ce a putut mai repede. Evident că nu e o chestie corectă, nu să știți foarte bine că nu trebuia să fie așa, dar iată, în momentele de restriște și de criză, fiecare reacționăm diferit. Este foarte greu să găsești un om, dragii mei, cum spun eu, ca acea scenă din Titanic, în momentul în care ceva se scufundă, să-ți ofereți viața să se sacrifice el. Este foarte rar în viața asta să găsim asemenea persoane. Și simt pentru mulți că acea persoană extra n-ar ați fost dumneavoastră, n-a fost acest om în relația pe care ați avut-o. E clar că n-a găsit pe cineva mai bun acolo unde s-a întors, nu este ok, poate doar are o siguranță financiară, dragii mei, dar inima și dragostea lui este încă pentru tine și tot la tine este gândul, pentru că îl simt aici că este cu un picior pe pasul de a face o mare călătorie, de a pleca undeva, de a comunica din nou cu tine. Poate a fost dificil să înțeleagă pentru el că merită să fie iubit diferit și cunoscuse alt gen de relații din trecut, schimbase partener și nu știa decât acel model de viață și de familie. Asta singur poate o anumită, poate nu pentru toți e valabil, doar ce rezonează, poate omul asta singur mulți ani înainte să fie cu tine, cu diverse partenere, parteneri și a fost greu, dragii mei, să ajungă la un numitor comun să se așeze la casa lui, în viața lui și să stea doar cu tine. E clar că unii au evadat din căsnicii în care nu se mai vedeau alții pur și simplu nu se vedeau într-o căsătorie, oricare din motivele astea este clar că au ajuns în viața lui iar în viața ta au fost aici cu destinul care trebuia să vă apropie să vă aducă pe amândoi în comun și să aveți ce învăța unul de la celălalt cu durere, cu lacrimi, cu râs, cu fericire toate aceste ingrediente dragii mei trebuia să le gustați împreună din acest pahar al iubirii cu acest om eu cred că vă veți ridica de la pământ dragii mei Omul acesta la fel, simte că tu l-ai ajutat singurul sau singura care l-a ajutat în viața asta ai fost tu. I-ai dat Umărul, i-ai oferit portofelul, i-ai oferit tot ce se putea, uh, uh, ca într-o pereche adevărată, ceea ce poate el n a trăit până la tine. Se va ridica și el de la pământ, va încerca din nou să facă bani, va încerca să fie fericit, va încerca să vină spre tine cu o propunere nouă, pentru că singă că pentru mulți, în perioada următoare, dragii mei, acest om care a trecut deja prin transformarea asta masivă aici cu moartea și a lăsat în urmă poate un triunghi amoros sau a lăsat acele idei de a sta cu mai mulți odată și a nu-i de oamenii din jur la o dragoste supremă, pentru că încă simte. Emoție pentru tine, încă o iubire sinceră pentru dumneavoastră. Cred că l-a speriat foarte mult acea, eu știu, fel în care a început el relația, pentru că la început a crezut că o să fie distracție, aventură, plictiseală, sau s-a crezut amantul etern care vine, pleacă, vine, pleacă și nu mai contează. Astăzi sunt cu tine, mâine nu mă mai căuta, astăzi sunt rece, mâine sunt cald. Și a dat seama că pur și simplu nu poate să meargă înainte așa în viață. Că i-ați făcut până la urmă dumneavoastră pe ei să se simtă mici și neînsemnați pentru că sunteți independenți, sunteți frumoși, aveți o carieră, o casă și nu vă mai lăsați manipulați atât de simplu în viitor. Eu asta văd că se va întâmpla, dragii mei, iar omul ăsta vă admiră sincer, da? Văd că, că în final intenționează să facă o surpriză în viața asta, să-și facă un plan de ieșit ieși în calea ta, de a vă mai da o șansă, o poveste poate, care să înceapă din nou de la zero. În sufletul său s-au dat lupte grele, în sufletul dumneavoastră la fel, pentru că ați simțit și unul și altul că pierdeți totul, că vă pierdeți unul pe altul și atunci când a renunțat la tine pentru altcineva, își dă seama ce mare prostie a făcut. Pentru că vede de la distanță mult mai bine decât de aproape, exact ce spuneam, dragii mei, cu tabloul, acel Picas o minunat de la distanță când s-a apropiat, de fapt era o smângăleală. Și mă întorc din nou la începutul etalării cu a spune că. Veți petrece timp, poate frumos împreună, vă veți căuta unul pe celălalt și este doar de acele timpuri în care a văzut foarte multă melancolie și frumusețe și fericire. Simt aici că se va întoarce, va fi ceva destul de rapid, dragii mei, pentru că văd că nu vrea să vă piardă definitiv. Tot ce a fost înainte va dispărea, poate că își dă seama clar că a fost nedrept cu tine, că te-a judecat pentru o atitudine care nu a fost de acord cu o anumită alegere, dar vă spun din suflet că această persoană va face niște lucruri minunate. Va înțelege că, avea, că va. Că aveți nevoie de libertate și unul și altul, dar că cel mai important în această conexiune ca să funcționeze este încrederea, dragii mei, este comunicarea, este să știi ce-ți dorești în viața asta și să mergi împreună cu celălalt de mână, nu contra lui, da? Deci dacă nu vă zlește contra curentului, nu va ieși nimic bun. Simt aici că va depune un efort sufletesc pentru că regele de cupe este acea dragoste care, după o dezamăgire imensă, vine într-adevăr să poată să șteargă acele dureri, să micșoreze distanța și să repare, dragii mei. Simt aici o idee de reparație, pentru că vin toate în același, uh, în același grup, ca să zicem așa, aceste cărticele și eu cred că această reparație atât care ți-a cauzat ție atâtea nefericiri, atâta nefericire, a jonglat între aceste situații, va respinge, o va respinge acest om, o va lăsa în urmă. Ceva ce îl ținea pe loc, nu o mai țină drumul, uh, blocajele se vor înlătura, toată această încăpățânare, dragii mei, care l-a dus la aceste decizii pe care acum le regretă, se va disipa. Da, E clar că uh, își dorește să fie cu tine, eu cred că aveți o potrivire extraordinară, doar că trebuie să lăsați unul și altul gândurile rele din trecut, să încercați să comunicați frumos și normal, să nu mai luați pe un ton agresiv, dragii mei, să nu vă seriți la gât, pentru că în momentul în care nu există vorbă dulce, nu se poate împăca sau face lucru bun și ca lumea cu cineva. Da, este foarte clar că atitudinea noastră e ceea ce ne definește. Drăguții mei, cam asta am văzut. Este o etalare frumoasă. Eu cred că aveți foarte multe șanse să mergeți mai departe, pentru că acest stop de bute final este mersul mai departe, dragii mei, într-o relație. Haideți să scoatem și literele pentru astăzi. Să vedem ce litere avem. Și mai scot doar câteva. A, așa. Drăguții mei, avem așa, avem litera H, avem litera A, avem litera Q, avem litera B, avem litera V, dragii mei, litera S, litera D, litera O, litera P, litera I, litera C și litera J, pentru că celelalte se repetă. le au reușit destul de multe, sper să vă placă. Așa fug de aici, că sunt foarte mititele, dar sunt foarte drăgălașe. Deci, uh, au ieșit destul de multe litere, eu sper să fie pe gustul dumneavoastră, să se corespundă cu inițialele persoanelor la care v-ați gândit. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați fost cu mine, nu uitați să-mi dați like-uri, comentarii, sugestii, abonați-vă, apăsați pe clopoțel. Eu vă iubesc mult de tot, vă aștept la etalări pe cei care doriți, cu toată dragostea și să aveți o săptămână minunată. Vă pup! Pa, pa!